director de la Direcția de Investiții. Condițiile pentru firmele de construcții care vor acționa în cazul consolidărilor vor fi dure în sensul respectării termenului, angajamentului de termen. Este foarte important. Dacă o familie a fost informată că trebuie să se mute pentru un an sau pentru doi ani în funcție de gravitatea afectării clădirii, să nu se prelungească aceste termene. De asemenea, anunț prin intermediul dumneavoastră să nu se înscrie la licitații firme care știu că nu pot să realizeze obiectivele, care știu că au mai preluat lucrări publice, le-au dat altora, le-au subcontractat și au mers din an în an cu acte adiționale. Le anunț să nu se înscrie, pentru că nu vom putea rămâne într-o relație contractuală. Aceste contracte vor fi extrem de precise, cu termene clare de finalizare, cu penalități extrem de usturătoare. Prin urmare, îi invităm să facă parte, să participe la aceste licitații pe toți oamenii de afaceri serioși, pe toate firmele de construcții oneste și profesioniste și care nu consideră că au venit la o licitație cu primăria și s-au angajat să termine o consolidare în 2 ani și o termină în 5-6 ani, exclus.